Salut! Noi suntem Cocolix și bine ați venit la Roblox! Construiește-ți vila! Ăsta este terenul meu pe care o să-mi construiesc o vilă super mega bogătașă și acolo este terenul lui Felix. Haideți să-i facem o deja vizită. Deja da upgrade? Cum? Nu! Nici măcar nu-ți mai fac vizită, Felix. Fă-mi tu mie vizită. Nu fac vizită ca să fiu să-i rămâi în urmă. Nu, nu-ți mai fac vizită. Îți fac vizita abia la sfârșit. Ia uitați, oricum eu am mai mulți bani decât tine. Da, dar eu am investit, eu am câștigat deja mai mulți bani. Ce ai investit? Unde ai investit? Ăștia se pot? E Robux, e bani reali. E bani reali? Da. Și dacă dau, ce se întâmplă? Da, dai pe bani reali. Bine, ia să vedem cu ce ți-au numit ți-ai investit. Da, poți să-ți cumperi unul. Dar eu nu cred că ți-ai făcut nicio investiție. Ba da, uite ăsta! Ăsta-l tău, tu nu ți l-ai făcut. Ăla de acolo? Da. Să ne uităm, Cristina este gameriță. Cocolicșilor, apăsați acolo butonul de Cocolic să mă susțineți, vă rog, ca să fiu eu un avantaj. Dați pentru mine, 10.000 de Cocolic-uri pentru Felix. Nu, ziceți acolo pentru cine dați Cocolic. Pentru Felix. Ziceți acolo. Pentru Felix. Cine a dat like să zică pentru cine și să adunăm la sfârșit să vedem cine câștigătorul. Pentru Felix. Pentru Cristina! Nu să mai fac cumpăr ceva. De ce mă urmărești aici, Felix? Râdeam și eu că nu găseai tu dropperele. 3,6, ce-s cu virgulă banii? Da, uite, am 81 de dolari. Aici nu știu exact ce produc. Niște chestii, niște medalii văd. Ia uite, medalia de bronz, de argint, de platină și de aur. Și acum aici, din banii ăștia de pe medalii, am să-mi fac o vilă. Sunt foarte curioasă să văd. Ia să-mi cumpăr eu stâlpii. Nu cumpăr să stâlpii. Văd cum arată. Oh, Felix, deja mi-am început construcția la casă. Și am și scări de cocobogătașă. Ia uitați ce scări șmechere am. Ce? Nu. Cu lumină în mijloc, frate, și nu. Plantă! Nu. 40 dolari plantă, dar nu știu dacă ar fi isteț acum înțelept să investesc în plantă. Cred că planta o să o las mai încolo. Cristina, te poți teleporta în oraș. Mă pot teleporta în oraș? Da. Ia să văd. Teleport, ia să vedem. Prima. Aici e casa. Asta e casa. Ce râzi? Și uite, aici ne putem cumpăra apartament. Cât costă apartamentul? Pe bune? 50.000 de cash. Ne cumpăra apartament data viitoare. Aici? Serios? Da, uite, de buy apartment, 50.000. Voi, cocolișilor, stați la bloc sau la casă? Ia uitați aici. Și te poți să mai cumperi următorul lucru. Ce anume? Unde mergi? Alt apartament. Unde te-ai dus? Teleport a doua. Ia să vedem. Aici e alt cartier. 200.000. Ăsta e cartier mai bogătaș, Felix. Ia uite și tu cum arată. Este și mai înalt și totul de sticlă. Și o mașină? A cui e mașina asta? A mea! Tu n-ai mașină! Felix, ai furat! Ia conduci și tu să văd dacă ai carnet. Acum am furat și eu. Conduci și tu. Stai și văd dacă mă pot pune. Haide, unde vrei să te duc? Cadu? Cristina, cum mergi? Merg foarte bine. Vreau să văd dacă mă duc. Până acasă? Dacă ajung la mine acasă. Sunt foarte curioasă să văd. Vă fac turul cartierului în care locuim. Ia uitați! Și ultimul apartament. E cam bengos aici. Tu zi-mi mașina la tine acasă. Stai. Uite, te-am văzut, ai trecut de mine. Vreau să fac poză. Ia uitați ce bogătașă sunt. Du-ți mașina la tine acasă. Vrei să mă duc la mine acasă? Stai să mă pun în ea. Nu știu cum se pune în ea. Hai, stai în ea. Aia e casa mea. Da. Dar stau foarte aproape de blocuri, se pare. Foarte aproape de blocuri? Ia uitați, stai să-mi parchez mașina. Mi-o parchez aici. Gata. Ia uite și tu ce bine am parcat. Vezi? Am parcat perfect. Dacă nu ți-o pui înăuntru în casă, ți-o mai ia și alții. Auleu, vreau să mă pun în casă, nu vreau să mă ia nimeni. Este doar mașina mea, vă rog. Tu e mașina asta? Du-ți-o în casă. Stai să mă pun, uite aici, cred că va fi garajul. Aici va fi garajul? Da, aici presimt eu că va fi garajul. Este! Am și mașină! Sunt cu siguranță înainte ta, dar mersi că mi-ai luat-o. Mi-ai lăsat-o, ia să vedem. Felix mi-a făcut cărare, cocolișilor, ce părere aveți. Dar uite-te la mine, zice, avansat sunt eu. Uite-te! Uite la mine, eu am zid. Tu ai zid? Am zid, tu n-ai zid. Cum adică n-am zid? Unde-i zidul? Uite-l! Acu ți l-ai luat! Era de mai de mult, doar că n-ai văzut. Cristina și-a luat zid. Stai să văd câți bani am. Stai și văd trees and grass, small decorations. Ia-ți ăsta cu 80 de Robux ăla. Stai să văd eu ce-mi iau. Care? Că până la urmă te ajute mult. Mega dropper-ul. Nu, ălalt, de 80. Ăla de 80? Da. Ăla voiam să-l iau. Nu, ăsta e mega dropper. Păi da, mega dropper am zis, Felix. Ia să vedem, ăsta zici că o să mă ajute foarte mult? Da. Ăsta verde, ăsta face dolari. Uite, ia vezi deasupra. Pică banii din cer. Ia uitați, cocolicul. Îți dau și ție. Stai să vedem floor.
50. Ia uitați, mi-am cumpărat etajul. Mi-am cumpărat cu patch. Da? Stai să văd outer garage door walls. 2500. Mi-a dispărut mașina! A luat-o cineva! Cineva mi-a furat mașina! Dacă nu bage înăuntru... Am băgat un om întru, Felix. Da, aia casa ta, vecine? Da, aia casa mai faină a mea. E mai stilată, este cu stil, este de gamer. Ce anume ai tu și eu nu am? Un copac. Ai tu copac? Doar un copac. Ai copac? Nu, dar am decorațiuni, ia uite. Ia, stai să văd, ia să-mi cumpăr și trees and grass. Uite, am și o copac, nu numai tu. Da, uite la, uite la mine ce am. Uite. Ia, ce anume ai? Uite, zăci, ușă și tot. Tu n-ai? Oh, cât de în urmă e Cocos Cristina. Nu e adevărat, nu sunt în urmă. Mă duc și eu acum să-mi iau zâdul. N-ai cum, că eu am bani mai mulți decât tine. Pe cum, că eu am ăla, mega dropper. Da, dar tu nu știi cum să-l folosești. Cum nu? Mă duc doar și eu bani și bag în portofel. Uite așa. Am deja 1000 și ceva de dolari în timp ce tu ai doar 200. Wells, uite, mi-am luat și eu ziduri, nu numai tu, Felix. Ce, nu, dar al meu sunt mai faine, sunt mai de firmă. Cristina sunt așa din ăla de chirpici. Cum adică? Stai de chirpiți! Nu, am și decorații, tu ai chirpici. Așa ceva. Oh, ai și tu așa ceva. Eu am ziduri interioare, tu n-ai. Unde e zidul tău interior? Stai, tu ai ușă? Am ușă. Ai ușă? Și am și zid interior. Știi ceva, și eu am inner walls. De chirpici. Pa, nu-s de pirpici. De pirpici. Sunt de chirpici. Nu e adevărat. Toată lumea știe. Nu e adevărat. Are zi de chirpici. Uite, eu am și stâlpii ăștia. Tu i-ai sau nu i-ai? Ce? Eu nu-mi am mașină, lasă-mă. Tu ai mașină? N-ai mașină. N-ai mașină. Stairs, ia uite. Tu ai balustradă? Am două. Nu e adevărat. Ia uite, am și... Urmează să am. A, am acum, vezi? Am și podea în bucătărie. Și am și bucătărie. Ha! Dar eu să am mașină. Uite, uite ce bucătărie și mediera. Și mânc. Și am bucătărie. Mânc și fac și mizerie. Nu, și faci curat după tine. Ce, uite ce frigider mare cât o diriga am. Am mare cât o diriga. Diriga ta era băț. Diriga mea era bușteală. Da, diriga bușteal. Felix. Diriga mea era băț. Am două? Felix, uite la mine. Ce? Am două aragaze. Dar vine în fața casei să vezi ce am eu. Am și șervețele, se vede că e bucătăria mea. Vine în fața casei. Cum adică să vin în fața casei? Ia, stai să o iau pe aici, că deocamdată n-am scări. Ia să vedem. Ce ai tu și eu nu am? Uite-te. Te-am mai întâlnit să de unde ți-a luat mașina asta? Cam tu ești cel care mi-a furat-o. Da, și-am și vopsit-o. Nu pot să cred. Ba, da. Știi ceva? Oricum mă plimb și eu cu tine. Ți-l las aici că nu mai am benzină. Mersi, Felix. Nu mai este benzină. Ba, este benzină. Mai era puțină, zazaț era. Este benzină. Și stai să vedem. Ce să-mi iau eu aici? Garage walls. Garage walls. Ia, uite, știu. Și-mi iau mașina asta și-o pun în garaj. Ca să nu-mi mai Dar ce e aia de acolo și aia de acolo? Aia de acolo ce pivnița? Ce nu, aia? Acolo intru din casă. Intru din casă? Din casă, direct în garaj. Gata, asta e a mea. Ah, asta faci tu. Asta este mașina mea. Kitchen floor. Ia, uitați. Driveway. Eu am televizor, tu ai televizor? Ce mare și HD! Mă duc și eu să-mi fac televizor. Cristina n-are televizor. Stai să mai am eu niște bani. Mamă, dar băgătașă sunt. Așa, am 1800 și ceva de dolari. Da, eu am televizor. Eu am și o stâlpie aia. Dar ai televizor? N-ai televizor. Eu am plante afară. N-ai ia televizor. Uite ce plante am. Dar unde e televizorul că nu te văd? Știi ceva, Felix? Eu stai nu văd televizorul. Și o decorațiune eu de, nu de văd televizorul. Ce decorațiune de început mi-a luat? Uite, am cuier și plantă la început, vezi? Da, eu am televizor. Știi ceva, Felix? Ce să știu? Eu mi-au aici toate astea ca să mă bugățesc. Îți dropere acolo. Îți dropere! Da, și eu le-am toate înainte ta! Pentru că eu sunt o gameriță, vezi? Da, ai televizor? Nu, dar produc bani. Da, ai televizor? Păi, dar ce? Stau eu să mă uit la televizor? Dar ai televizor? Eu sunt ocupată aici, Felix! Nu-mi trebuie cu televizor. Ia uite, știu, am 697 dolari și mă duc să-i cheltuiesc imediat. Vreau să văd aici ce chestii super șmechere pot să-mi iau. Dar n-ai televizor. Știi ceva? Știu multe. Eu nu investesc mea. Acum în televizor. Au! Oh, asta e baie! Deci am văzut să duce miros, uite sus. Ba da, uite. Să duce pe sus să duce mirosul. Dar la mine e finuț. Gata, am și eu televizor, numai tu. Dar nu mai la modă. Cum? Uite, știu ce mare. Nu mai e la modă, al meu e la modă. E mai mare decât diriga. Stai să văd ce chestii pot să mai iau. Oh, plante. Ferestre, lasă că le lăsăm pe mai plante să stea așa tunse? Plante la frizer. Plante la frizer sunt. Și mi-am luat și small box. Ia uite, mi-am luat toate dropperele, vezi? Box. Și etajul cel de-al doilea. Hai, n-am etajul al doilea, tu n-ai bani de etajul al doilea.
Cum adică ți le-ai luat? Cășina, e adevărat, Cășina, nu ți le-ai luat? Cășina iar este în urmă. E adevărat. Uite că nu ai etajul 2, te văd eu. Am doar scările. Păi atunci aveți ce vrei să mă frești? Păi da, am etajul 2 și scările, ce nu scările nu se etajul 2. Pică cu bani de sus la mine. Dacă vin și eu. Uitați și voi cu pică Cristina, cu vreau și-o ciordesc. Cascadă de bani la mine acasă. Uhu! Noroc că am garduri, frate, că dacă nu vreau alții își mi luam. Nu! Cristina, dă-mi mie! Ăștia-s banii mei! Cristina, lasă-o face! Ăștia-s banii mei! Cristina, dă-mi și mie o parte, uite cât ai! Nu! Ăștia ai mei! Ce, tu n-ai? Tu n-ai cascadă de bani! Cristina, n-am nici cascadă, ce cascadă de bani? Ha-ha! Oricum, vrei tu să iei, dar nu măcar nu poți. Cristina, asta cum se demontează, să le iau eu? Asta? Nu se demontează. Nu, știu că vrei să-l duci la fier vechi, dar nu se demontează. Ia să văd, ce poți să-mi iau aici? Flor, uite. Ia uite că eu mi-am luat etajul 2, vezi? Aici curge bani. Și am și bani de scări. Aici se-mi buzunar. Ah, tot cat, aici se-mi buzunarul. Uite, uite, vezi? Aici o să fie camera mea. Alte dropere. Aici o să fie camera mea, Cristina. Nu e adevărat. Camera mea? Astea-s dropere de bogătași. Plac de aici, du-te, face schimb de casă, du-te. Nu, îți place mai mult la mine? Pleacă-mă de aici, băcă, banii mei. Și mai ziceai că sunt pleacă de aici, Cristina. Ce, ce aici? Ce-aș pleacă putea să iau? Camera mea, pleacă! No. Camera mea, Cristina! Bine, poți să fii al tău! Am căzut! Eu mă duc jos, știi de ce mă duc jos? Ca să mă iau și de bani. Ia-i bani. Ia uite câți bani. Bă, cât de mare, cât de băi, ați văzut cât era un dulap. Ați văzut? Cât un dulap erau. Cât o cutie de pantuf. Ia, ia uite ăștia, ăștia. Eram nici mai mari, cât cutie de pantuf. Uite, 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 uite ce mare. Cutie de pantuf se cheamă. Ce tare, te-ai dus la tine, a? Să mă faci. Te-ai dus la tine că e prea fain la mine. Te urăsc. Cocolicilor, știți ce fac eu acum că am bani? Mă duc să investesc în ăsta de sus ca să fac și mai mulți și după aceea ne luăm, stai să vedem, ăsta de 1500, upgrader-ul, dar trebuia să-mi iau mai întâi dropper decât upgrader. Toate lucrurile le-ai învățat de la mine. Dat oricum. 28.000, frate, cam scump. Nu am bani să-mi iau primul. Da, 28.000 costă un gold dropper, o să fac bani de aur. Bani de aur, sună bine banii de aur. Bani de aur, mă duc aici să văd. Se mai bun bani, banii de aur. Da, vreau să văd aici câți mai am. Este, pot să-mi iau primul dropper de sus. Dar tu ții pe dropere? Nu, cu-ți bani ușor. Dar tu nu-ți investești în... în, păi, în mobilier? În, da, în casă? Cum fac femeile. Păi nu, mai întâi vreau să-mi fac aici cel mai știi ieftin dropper. Știi că pe shift mergi repede. Da? Uite, mi-a făcut dropperul ăsta. L-am. Și vreau să mai colecționez încă... ăsta-i 15.000 de ani, nu puteam eu. Gata! Acum mă duc să investesc în mobilier. Vreau să-mi fac etajul 1. Wow. Cât mai șmecher. Și acum mă duc... Că de puțin bani ai tu, Cristina. Uite la mine. Uite, uite-mi pe ecran. Wow. Câți bani ai? Ai 1204. Da, și eu am... Tu ai... 2000! Nu, cât aveai înainte se pune. 3000! Cât aveai înainte se pune, Cristina. 3000! Cât aveai înainte se pune, lasă-mi pace. Cocolicilor, haideți să mergem la etaj și să vedem cu ce ne putem mobila această vilă super mega șmecheră. Așa, deci aici este zona de producție a banilor și mergem de aici și ne ducem în salon. Ia uitați, au, stai că mă cam rătăcesc puțin. Bă, lasă-mă să mă duc în salon. Aici, ce ne putem lua noi? Ferestre, tu ai așa ceva? Da, am, uite ce fain, am. Termopan, de la fain. Ți-ai pus termopane, l-am văzut pe Felix, ia uitați pe Felix. Am termopan. Ia du-te afară și salută pe cocolici. Am termopan, lasă-mi pace. Ha, ha, ia uite-l pe Felix. Eu sunt mare, dar de la distanță vede că și mai mare. Ia, îmi pun covoare. Ce covoare șmechere și masă. Uite, Felix, aici la mine stai la masă și în timp ce mănânci te uiți la televizorul ăsta. E cam fain, nu? Și hai să ce mai avem. Avem și canapele, două la număr. Ce casă de... Ce casă de bogătaș. Ce casă de columbeanu. Pian! Ește. Pian! Invidios, ești foarte invidios? Mamă, ce cântăreață sunt! Noi mă plimb cu mașina prin oraș, uite-te la mine! Uite-te uite pe ia, ecran, la mine pe ecran. Ia să-l vedem pe Felix. Unde, că nu se vede mașina? Stai că vin și vin acum să mă vezi prin fața casa. Ia să-l vedem pe Felix. Stai acolo să vezi, mă plimb eu. Stai că acum. Auzi, dar ce-mi place că suntem vecini. Stai, acum vin, stai să vezi. Din care parte vii? Stai că merg, uite, din partea... De acolo. Ia uitați-l pe Felix cum vine. Uite, mamă ce tare sunt, ia uite. Mă, tu chiar știi să... Tu n-ai!
Ți-l la tine, tunai! Da, tunai! Eu am tian! Ce cuvântul ăsta, tunai? Din ce limbă e tunai? Tunai. Eu n-am auzit de tunai. Tunai. Oh my God, vine cineva! Vine un invadator la mine acasă! Ai putea să-ți cumperi poartă. Poartă, știi? Salut, cocolexule! Uhu! Tunai. Haide, cine vrea la mine să vină să cânte la pian? Tunai. Ia să vedem ce mai am aici. Tunai. Eu nu știu ce cuvânt e ăsta, tunai. Tunai. S-a dus să cânte la pian. Ia uitați, avem aici flori. Mamă, se vede că e casa mea cu pian și cu flori, serios. Tu n-ai așa ceva? Tu n-ai. Am și ia uite. Ce? Ia uite. Ce? Am dintr-o asta cum se cheamă fireplace. Tu n-ai. Și să vedem, avem bani să-mi cumpăr și trofeele. Ia uite. Am trofee, Felix, astea de cântat la pian. Alea sale mele. Sale mele și am și bucătărie mare și tu n-ai. Ia uite ce frumos. Și terasă, tu ai așa ceva? Cineva a venit să cânte la mine la pian? Tu? Ce-a să văd de pianul meu? Cum ai putut să vii la mine să cânti la pian? Nu pot să-mi amintire că nu știu dacă îmi primi vreodată pian. Ia uitați, Felix cântă la pian. Woohoo! Distractiv, frate. Deci la mine aici acasă se pare că dăm petrecere. Tuturor le place cum am eu. Eu mai fain. Nu cred, Felix. Tu eu aici la etajul 1 mi-am făcut tot ce se putea lua și ia să văd. Ia uite, am și terasă, vezi? Ia uite, și piscină! Uhu, haideți în piscină! Tu n-ai. Tu chiar nu ai piscină. Ia uite, aceștia sunt niște cocolici. Vă rog frumos, nu! Te rog! Eu am etaj și tu n-ai! Ai grijă! Cum adică tu ai? Apăsă pe unul, aveți să tai. Dar nu vreau să tai pe nimeni, decât dacă și cineva taie. Uite la mine să vezi ce avansat sunt eu față de tine. Da, dar tu n-ai. Tu n-ai piscină. Da, dar uite ce ziduri am eu deasupra. Da, dar și eu am. Tu n-ai. Salut, cocolic! Uite, vedeți că și eu am. Tu n-ai! Dar știi ce mai am eu? Am fireplace aici, afară. Tu n-ai. Vezi? Și am și decorațiuni. Și mai am și șezlonguri. De fapt încă nu, că n-am bani. Mă duc să-mi iau bani de șezlonguri. Cocolicilor, sunteți curioși să vedem câți bani am aici? Bani de șezlonguri. Ia uitați! 10.000! Bă! 11.000, știți ce? Haideți să facem 15.000! Cum ai 11.000? Vreau să facem 15.000 și investim pe toți în upgrade-urile ăla de sus ca să ne dea mai mulți bani. Haide până una alta, până ce se mai fac banii la mine, să facem o vizită la Felix, nu, să vedem. Nu, plac. Nu, vreau să văd exact cu ce se laudă Felix. Nici măcar n-ai garaj, Felix. Dar eu sunt avansat, mai avansat decât tine. Dar cu ce? Că ți s-a dispărut și mașina. Ce? Ți-a luat cineva mașina. Am vândut. Ai vândut-o? Până la urmă se pare că ai și tu cascadă de bani. Pleacă. Te-ai luat după mine, te-ai luat cascadă de bani. Tu nu știi să apeși pe shift. Dar tu n-ai aici decorațiunile. Dar eu sunt mai avansat decât tine. Pleacă. Cu ce ești mai avansat ca mine? Eu am șala de sport. Bă, tu nici măcar n-ai mobilă înăuntru. Cristina, uite, fac sport. Tu ți-ai făcut numai afară să vadă vecinii că ai, dar de fapt tu n-ai. Uite, fac sport acolo sus. Stai să vedem cum face Felix sport. Nu pot să cred. Ne-ai dat o impresie ca și cum tu ai avea de toate. Și când colo... Tu ești în urmă. Dar unde ți este televizorul? Ce, e acolo jos. Îi? Da, îi, eu fac sport. Ia, hai să vedem cum face Felix sport. Deci Felix, salut, cocolixule. Fac sport. Felix și-a investit aici, în sală. De sport, așa. Ia uitați. Să sport. Crăcăniți sportilici. Mamă, ce faine să faci sport. E faină. Stai, vreau și pe bandă puțin. Ia uitați, alerg pe bandă, face spate, face șoade. Așa se alargă pe bandă. Este cam fain aici, Felix, la e tine. E mai fain decât la tine. Dar n-ai decât televizor. Ce? Atâta, n-ai decât televizor și geamuri ca să creadă oamenii că tu ai chestii. Cocolișilor, e mai frumos la mine, eu am și flori. Nu, la mine e mai fain. Ba da, cine e acesta, cocolixă? Ne-au gășit cocolixii. Da. Cineva se bate. Se bate. Măi, cocolișilor, nu vă bateți. Bă, nu vă bateți la mine în casă! Dar nici la mine în casă, vă rog. Plecați din casa mie. Nu poate, mă-mi iau un televizor ca să-mi treacă. Eu am și garaj. Eu am două garaje. Stați să vedeți că am făcut destul de mulți bani aici. Ia uite, mai mult decât 15.000. Și mergem la etaj și ne luăm upgrader-ul ăla pe care Felix nu-l are. Am sac de bucks. Dar tu ce ai făcut, Felix, dacă nu ți-ai luat nici măcar cu ieri? Tu ai bani în plus cu upgrader-ul ăla. Ah, da.
Ia uite, ăsta de 15.000. Aha, era unul de 9.000 și puteai să-l cumperi de mult. Păi da, dar ăsta e upgrader. Uite, nu, ăla e dropper. Nu, ăsta era upgrader pe care l-am luat acum. Da, Cristina, și dacă nu curge un dropper, n-are ce să apărateze. A, am dropperul ăsta. Și la trebuie să meargă înaintea lui. A, da, ai dreptate. Deci, cineva a luat ceva degeaba? Păi nu, pentru că acuși mi se adună mai mulți bani și deja eu am investiția făcută dinainte. Și cu toate astea? Oh, am scări. Ia uite, Felix. A, eu le-am de mult. Nu e adevărat. Bă, da, din la spirală, nu? Albe, le-am de mult, le-am nu, de mult, le-am de mult. Dar tu ai șezlonguri și fructe. Da, de mult, le-am și mâncat. Bă, du-te acolo, Velescăr, n-ai. Am de mult. Să mai dai upgrade. Ba da, dau. Eu am de mult, a, s-a avansat. Haideți, cocolișilor, să eu vedem aici sus. Etajul ăsta l-am pe tot. Uite, am și chairs, am și abonați sus. Mă gură de tine. Ia uite, Blue Fluffy Unicorn. Cred că aceasta este cuculisa care ne-a ajutat atunci în Obi. Și se pricepe foarte bine. În sfârșit o putem vedea la față. Ce sportivă este. A, ce nas are. Are un nas de Oleg și Bolek. Ia uitați. A, mi-am uitat și de profa. A, dar nu-i nas, ea este gumară. A, gumară? Gumară. Cocolișilor, am auzit ceva nu prea frumos despre gumă. De-aia m-am lăsat de gumă. Am să vă povestesc pe Instagram, dacă vreți, la story acolo și nu uitați să mă urmăriți. Și pe mine, pun din an în Paște, ai Paște, trebuie să pun o poză. Da. Casa mea e mai avansată decât casa Cristine, este mult mai faină. Cu ce mai avansată? Eu am pus un permis să-mi iau apartament. Cine stă cu pușca la capul tău? Cărbat. Cineva stă cu pușca? Bă, nu mai pușca! Cocolicilor! O dai cuza. Ia să vedem aici câți bani. Îmi cumpăr ăla de 9.000. Și eu stau aici. N-ai bani, n-ai bani. Ba da, uite, stau aici. Pentru că te-a luat aia dinainte, pentru că ești o gămeriță. Da, dar știi care faza? Acum, când eu o să-mi iau asta de 9.000 pe care tu abia ți-ai luat, eu am să am și aia de 15.000. Da, aia de 9.000 va produce atâta de mult încât îmi iau instant aia de 15.000. Nu cred. Mersi, Fluffy Blue Fluffy Unicorn, că m-ai salvat. Ai văzut ce mă protejează pe mine abonații? Ai văzut ce mă protejează abonații? Uite, dacă vrei bani, poți să iei bani. Mie nu mai da. Stai că stau aici, vreau să-mi fac 9.000. Are ceva Cristina! Unde ești? Cristina, vino încoace! Nu! Dar de ce ai venit într-un picior? Așa! Na! Și te mai prind că te mai lauzi cu bari și cu alte chestii! Te mai prind că te mai lauzi! Dar de ce stai într-un picior ca o fetiță? Vreau, na! Unde e Fluffy Unicorn? Răzbunarea! Vine, fug. A fugit! Fugă, vine! A fugit și aia? Am 8.000 și ceva. Ia uitați cum se adună aici banii. S-au scumpit, acum numai 9.000. Ba da! E 9.000, cum să nu fie 9.000? Haide, 8.500! Hai, faceți-mi, vă rog, 500 de dolari. Eu sunt mai avansat. Nu-i adevărat, Felix, nici măcar n-ai cuier. Mă uit acolo la tine. Uite-te! A, dar ți-ai luat ăla, faci de haur. Vino ca să vezi. Uite cuierul meu. Și-a luat și Felix cuier, să știți. Da, era 40 de dolari. Dar ți-ai luat bucătărie. A, de mult o am. Că nu te mai primesc la mine ca să mănânci. Mânc la tine. Nu. Dar de ce să mănânc la mine? Păi, dar de ce vrei să mănânci la mine? Pe gratis. Da, dar măcar aduci tu ingredientele. Cristina, eu aduc doar pofta mare. Pofta mare? Pofta mare. Ia uitați, gold dropper. Ia uitați, ni se fac și nouă lingouri de haur. Hai, vă rog. Când începe producția? Așa. Este... Mă enervez, mai vin cu sabia. Am și de argint, am și de aur. Mă enervez, mai vin cu sabia. Nu mai veni, de rog, cu sabia, nu mai veni. Stai că aici e răzbunare. Salutare! Veniți încoace, că vă bat pe tot. Mamă, ce șmecherie este jos cu abonații. Cum adică, te pregătești cumva să vii la noi? Te bați pe tine. Felix, tu ești la mine? Pe abonați nu-i bat. Tu ești la mine acasă, nu-i bate, Felix. Pe abonați nu-i bat. Nici pe mine, nu bate pe nimeni, pentru că... Cristina, de ce te lauzi atâta? Dacă te lauzi atâta, vezi? Dacă te lauzi, că-ți dau piciorul, te mai trăzi. Dar știi de ce? Am putut asta! Știi de ce m-a lăudat? Că tu, vezi, pe mine mă apără cocolic și mulțumesc. Mulțumesc! Tu să fii de cocolic, să nu te-am putut pe tine! Salutare! Vai, dar ce-mi plac pantalonii ei. Scutalia înaltă, cum îmi plac mie. Cristina? Da. Vin să te bat. Vino cu acea. Nu, vă rog. Vino cu acea. Nu, Feli, nu mă mai bate, că vreau să-mi investesc aici, că am niște bani. Cristina, doar am bani să-mi investesc, să fac și ceva productiv. Nu! Nu veni la mine, te rog! Am dat la Fluffy Unicorn. Nu ai grijă de ea, nu-i fă nimica, că ea e bună. Am bătut-o. Pentru că te pui cu gamerul. Ia uitați, mi-am cumpărat aici pereți. Acum cuplec, mă bate Fluffy Unicorn la...
Te bate? Cristina, mă enervezi. Stai să-mi iau aici. Cristina, de ce ai pus geam? Nu pot să sar. Parcă simt că în acvariu. Știi ce? Nu! Ia, să mă răzbun eu pe Felix. Ha-ha! Ia uite. Dar mă bucur că încă zâmbești. Felix, zâmbești până la sfârșit. Știi ce? Să-mi iau și eu să fac gimnastică. Nu, Cristina, sportul numai pentru mine. Cristina! Dar vreau și eu să fiu în formă. Cristina. Stai, că vreau să fiu în formă. Uite, cine vrea să vină la mine? Fă și la picioare. Mă, am așa poftă să fac sport. Uite, am și sac de box. Am sac de box. Tu l-ai? Stai că asta vine să mă bată. Slapi unicorn, am bătut-o. Serios? Mă răzbună. O venim la mine acasă, dar nu te pui cu gamerul. Vrea să mă răzbune. O apreciez. Felix, pauză. Ce? Cristina, ce faci? Toată lumea, pauză. Faci o poză să am amintire. Ca să râd de tine, că m-am uitat la... Păi, dar de ce? Poți o poză, hai. Cu colegilor. Nu știi când ai nevoie de poza asta. Felix vrea să fac o poză când stau pe toaletă. Ia uite. Poză! Măcar eu am hârtie igienică. Cristina, dar vină măcar până la mine acasă. Păi, dar de ce? Hai să vezi ce fain am și eu. Bine, stai să-mi scot sabia. Vreau să văd dacă Felix chiar are fain. Credeți că și-a mai investit? Hai la mine, cocos Cristina. Haide! Acum vin. Haide! Vii? Uite-mă. Da, vin. Dar vin cu sabia. Oh, ți-a luat aici și tu, pavaj. Dar unde e mașina? Am închis rău de garaj după ce ai trecut tu. Flavi Unicorn, unde ești? Nu o să veniți niciodată. Și Cuza, unde ești? Na. Unde sunteți oameni buni? Nu puteți trece, că am pus scurt. Na. Abonații noștri. Haideți. Mersi. Ok, dar ce mai ai tu aici în casă? Ia să văd, cu ce te lauzi? Acum te prind. Cocolișilor, sunteți curioși să vedeți ce are Felix, cu ce se laudă? Eu mai avansat. Și-a luat și el cuier, ce-i drept. Ce? Aveam două cuiere. Tu nu ți-a luat nimic aici! Bă! Cristina, eu mă investesc numai în dropere. Da, dar și eu am investit în dropere. Ce faci cu sabia aia? Tot timpul mergi cu sabia aia. Păi vreau să mă apăr. Dar la mine în casă e foarte safe. Salutare! Eu mai am încă de... Stai să vedem, cine este acest Cocolix? Vreau să văd cum îl cheamă. Oh, eu mai, eu Mario, mai, cred. Eu sunt mai avansat decât tine. Serios? Da, da, eu de exemplu, la mine se vinde mai scump ceea ce vreau. Ce skin-uri șmechere au. Dance, 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 dance. Stai, stai, că mi-am făcut aici ceva. Ia uitați. Ce? Eu pot să dansez. Stai, 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 vreau să mai dansez puțin. Ce fericită sunt că vă văd. Toată lumea sunt așa de fericită. Ia mai dansează să te vadă și Fluffy. Fluffy Unicorn, ia uite. Ea e geloasă, îi bate pe toți. Ia uite, uite, vă place? Vă place? Ce cute sunt! Și eu sunt cute. Toată lumea e cute aici. Ce fain! Oh my gosh, și Fluffy Unicorn! Wow! Mamă, Fluffy! Nu pot să cred ce tare! Ia uite și tu! Deci eu abia am descoperit și eu chestiile astea și Fluffy Unicorn le are pe mai multe. Eu mă duc și la mine acasă. Eu n-am niciuna. Mamă, cât a costat? Amuzate. Cât a costat? Nu foarte, foarte mult. Mama mia. Eu zic să continuăm data viitoare, da, cu palatul meu. Așa că rupeți butonul de Cocolai. Scrieți în comentarii ce vreți voi. Și ne vedem data viitoare. Pa!